nu e o problemă dacă mai rămân? Nu, nu, chiar te rog, am niște invitați speciali. Eu auzi, frate. Aveți aceeași coafură. Atacant, mijlocaș, portar, portar, fundaș, stele. Trei mondiale, niciun gol, vezi? Cum să simte că n-are niciun gol marcat la național? Hai, că mi-am intrat în mână. Salut, ce faci, mă, Arnold? Bine. Am venit să mă aranjez. Ce faci, mă, Bogdane, mă? Nu te-am mai văzut de când mâncam pe-un parc. Erai cu... Mai ești cu motoarele? Da, da. Astăzi chiar mă gândeam să vin cu motorul, dacă tot e frumos afară. Da. Că mai e, e ok de mers. Că mai e treabă. Și aici ce faci? Doar barbă? O vopsești galbenă? A zis că mă învață și până la asta nu mă bag. Bine, eu mă rac singur. A fost o perioadă când... Cum mă rădeam singur și cu, cu brici. Așa fac eu. Învățat. Dar nu mă, vezi, eu cum am barba, așa da. Am și în cap, adică mă... Da, te rați cu lamă, cu... Nu cu lamă, cu aparat. A, cu aparat. Mi-e frică, mă, cu lamă. Ai fost singurul care nu s-a vopsit în cap, păi că ăla a fost un moment absolut epic. Cred că rămâne în istoria mondială. A fost o... Un soi de pariu, din câte da, era, a fost un pariu. Dacă ne calificăm... Adică știam că o să facem asta dacă reușim voi, să calificăm. Dar noi nu, adică n-a răsuflat. Erau mulți și din echipă care nu știau. De lucrul ăsta. Deci putea să nu iasă în momentul. Da, dar nu. Dacă nu vreau ceilalți. În perioada respectivă, cei care... Bine, tinerii nu prea, prea mureau. Că noi nu ne vopsim, că nu știu ce. Și s-au vopsit toți. Păi și voi ați făcut-o în cantonament. Da, și pe unii ars, pe... Păi și cine v-a de ars, păi au venit niște frizerițe. Da, 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 da. Erau vreo două sau trei. Și îți dai seama, nefiind destul de... Nu controlau timpii de... De, cât să stea la fiecare, stea, da. Că trebuie să spune... Și de-aia i-au pârlit. Da, și pe unii ars pe cap. Bă, de rupt. Da, da, aveau niște arsuri săraci. Ai vreun gol pe care îl visezi noaptea? Sau care te-a bântuit așa ani de zile? Nu mai am, dar un gol care m-a... Te-a urmărit așa. Da, nu, bântuit. Te-a bântuit, mult, da, exact. Nu, dar care m-a afectat foarte tare a fost golul cu Slovenia. Când iei un gol de acolo și îl vezi după aia, te gândești, bine, bă, puteam să fac mult mai mult, dar la momentul respectiv judeci faza într-un anume fel, nu te gândești că dintr-o asemenea poziție poate să prindă un asemenea șut sau probabilitatea e destul de mică, dar la sfârșitul zilei, dacă stai și vezi golul și te gândești, da, poți să zici, bă, puteam să fac mai mult. Celebra ieșirea lui Prunea din meciul cu Suedia? Și ăla mă frustrează. Sigur, mă frustrează, da. Te-ai gândit ce ai fi făcut tu? Aș făcut ce a făcut, în sensul că de ieșit ieșeam. Nu știu dacă mi s-a întâmplat ce i s-a întâmplat lui. Numai că în momentul în care am văzut golul, eu l-am trăit altfel, pentru că știu ce înseamnă un astfel de... Nu știu cum l-am trăit noi. Erați și prieteni sau erați rivali? Dar eram rivali, în sensul că ne băteam să apere unul dintre noi. Dar eram prieteni, asta nu implică că nu eram prieteni. Oricum ne cunoșteam de copii. Bine, dar momentul acela, totuși el iese greșit, într-un moment de o tensiune incredibilă, poate cel mai, nu poate, sigur cel mai bun moment pe care l-a avut Naționala, dar după acel moment, golul luat cu vreo câteva minute înainte de finalul prelungirilor, urmează penaltiurile cu un portar apăsat. Bă, nu trebuie să fii mare psiholog să-ți dai seama că este apăsat de acel moment. De ce nu s-a făcut schimbarea? Da, da, tu nu ți-mi minte că a mai fost un moment după golul primit în care noi am putut fi eliminați și să nu ajungem la penalti. Și Prunea a avut o intervenție foarte bună. Asta poate repara? Da, în momentul în care l-a văzut că e așa, s-a gândit că a trecut peste momentul respectiv și că o să fie ok la penalti. Să nu întrebăm antrenorii, te întreb pe tine. Prunea a fost mai bun decât tine sau tu cum te vezi? Ce nu era mai bun decât mine. Nu avea cum. Era mult mai potent, mai puternic. Știm. Da, era. De potent știm că era mai mult. Eram altceva. Ca să nu spun că eram mult mai determinat decât el și mai nebun. V-am zis că îmi văd și eu ceva, mă rog. Bogdan, dacă mă lasă. Nu vrei să-i aranjez un pic bărba? Nu, ca să de ce să fac și eu? Imediat îți arăt. E exact ca la barbă. Uh-huh. Aceleași mișcări,
mișcări mici de jumătate de centimetru, da, un centimetru. Ieși bine. Dar tu nu mișca briciul nici un milimetru. Stai pe stai. Ia, gata. Exact, perfect. Ce vorbești? E greu? Ei, e greu aici, nu? Dar îmi tremură un pic. Mersi că, mai, că ai fost cobai. Cine ar putea să fie ca tine atunci, la început? Cum te simțeai tu în 90? La fel de încrezător ca la... Da, îmi doream mult. Da? Îmi doream foarte mult. Mintea mea era să ajung să apăr titular în echipa națională. Și îți dai seama că pentru asta mă antrenam și asta aveam în cap în fiecare zi. Dar dacă mă întrebi acum, nu vă spun niciunul care să-mi semene. Nu spun că unii joacă la un nivel, joacă la un nivel mult mai bun decât mine. De exemplu, Tătărușanu joacă la un nivel incredibil. Dar eu jucam la un club care însemna foarte mult în România în momentul respectiv. Eram Dinamo și Steaua. Corect. Și erau jumătate de la Dinamo și da, exact. La echipa națională am mers 10 de la Dinamo, 10 de la Steaua, 1 de la Petrolul, care era Lilia, care și el venise de la Steaua. Lilia, corect. Dar de o jumătate de an. A, și spui că nu își permiteau. Chiar dacă erai mult mai tânăr decât singur. Era altceva. Era, da. Pe cine mizezi tu acum că ar putea să câștige campionatul mondial? Și mi-ar plăcea să câștige Argentina campionatul mondial pentru Messi. Deci tu mergi ai merge pe Argentina. Ai paria pe ea, dacă ar fi să pariezi? Da. Păi, o să ne mai întâlnim poate pe la televizor, da. Că ăsta nu e de ținut. Sau poate la frizerie. Sau poate pe aici pe la frizerie, da. Mersi mult că m-ai lăsat să te tund la ceapă. Nu mă așteptam, ne vedem. Baftă multă. Bine. Și poate mai vedem niște meciuri împreună. Da, da. Hai să vă poate mai prim pe cineva. Bă, nu știu dacă o să-mi văd să tund. Dar măcar, bă, că mă întâlnesc cu prieteni, bă, dai mei, nu i-am mai văzut de mă.